Cum îți dai seama că ești stresat și cum identifici conflictele din conștiința ta care epuizează și scurg viața din tine? Despre acest subiect am vorbit în această carte, Stop Stress, 20 plus 1 metode rapide de a scăpa de stres fără medicamente de sinteză, psihiatrii sau popă. Este o carte foarte practică și care vine cu un sistem eficient de a vă ajuta să vă identificați conflictele cauzatoare de stres și de a vă ajuta să le gestionați. Atunci când conștiința noastră identifică o problemă, ea urmărește să ne ajute, modificând curgerea energiilor în corpul nostru și funcționarea fiziologică. Astfel, conștiința noastră va distribui mai multă energie în plan mental și mai puțină în sistemul digestiv și în zonele limitrofe, la extremități, astfel încât noi să putem beneficia de suficientă energie încât să înțelegem problemele cu care ne confruntăm și astfel încât să avem și energia capabilă de a le depăși. Atunci când noi nu cooperăm cu efortul conștiinței noastre de a ne rezolva problemele și trăim cu tot felul de stresuri, este important să știți că aceste stresuri sunt niște consumatori puternici pentru sistemul nostru energetic. Și dacă nu reușim să eliminăm, să îndepărtăm acești consumatori, mai devreme sau mai târziu, este posibil să ne confruntăm cu neplăceri fizice, cu boli, efectiv. Ceea ce trebuie să știți este că noi suntem stresați pentru că avem niște conflicte. Conflictele sunt acele situații de viață în care ne simțim blocați, în care lucrurile nu se mișcă așa cum ne-am dorit noi și pe care noi le rumegăm obsesiv. Deci, atunci când ne confruntăm cu anumite situații care ne provoacă disconfort pe termen mediu și lung și care par să nu se mai rezolve sau pe care pare că nu avem abilitatea de a le rezolva noi înșine, acelea, să știți că sunt conflicte cauzatoare de stres, care la rândul lor sunt cauzatoare de boli. În această carte pe care v-am prezentat-o, am pus la punct un sistem de identificare a conflictelor și de îndepărtare a stresului prin metode simple și eficiente de relaxare. Atunci când am avut în vedere relaxarea, am abordat această acțiune din mai multe perspective. Adică am avut în vedere o relaxare a corpului prin suplimente și alte tehnici, o relaxare emoțională, o relaxare mentală. De asemenea, am avut în vedere rezolvarea stresului prin găsirea de soluții parțiale și repoziționare corectă față de problemele din viața noastră. Este important să învățăm să ne relaxăm, pentru că atunci vom avea o perspectivă mai bună asupra problemelor care există în viața noastră și care au nevoie de noi pentru a le rezolva și care la rândul lor ne vor ajuta să ne transformăm. Și, cum spuneam, am avut în vedere o relaxare atât a conștiinței, atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere fizic. Stresul și
conflictele care stau în spatele acestuia vor fi văzute ca o necesitate de transformare, ca o urgență ca noi să învățăm să ne adaptăm la necesitățile vieții și ca o presiune de a ne schimba perspectiva. Practic, citind această carte, veți învăța un sistem de navigare în propria voastră viață, astfel încât să învățați să vă gestionați mai ușor conflictele și să ajungeți să vă îndepliniți mult mai ușor toate visele voastre, prin faptul că atunci când vă gestionați conflictele, vă rezolvați problemele și ajungeți mult mai ușor la ceea ce vă interesează și vă preocupă cu adevărat. Dacă îți dorești să ai acces la această carte, investiția ta este de doar 49 de roni plus transport. De asemenea, există și o variantă PDF pe care o poți comanda online. Aceasta costă 35 de roni. Dacă îți dorești vreuna dintre aceste variante, dacă îți dorești să te transformi și să ajungi la o pace interioară într-un mod rapid și elegant, te rog să mă contactezi, să accesezi linkul de mai jos și eu cu mare drag îți voi facilita accesul la această carte foarte practică și care vizează evoluția ta într-un mod accelerat. Îți mulțumesc pentru atenție, să ai o zi minunată! La revedere!